puternic, dar țăgos. Mitrea, foarte bun executant. Odinioară. Nu bate el. Nu bate el. Vâlceanu scoate și nu face același lucru și a doua oară. Marchează Câmpanu, egalează pentru Universitatea. N-a stat bine pe picioare Vâlceanu la al doilea șut. Poziție regulamentară, foarte bună execuția. Cred că este păcălit, cred că este mai degrabă un autogol. Rogulić sitează periculos. Vedem acum. Nu, nu, n-a fost păcălit. Șutul lui Câmpanu și în mod surprinzător Vâlceanu nu reușește să pună contra la golul lui Câmpanu. A prins cu piciorul sus. Da, da. 1-1. E, de acum începe meciul greu pentru Petrol, pentru că este... Hai să vedem. Oh, ia să vedem. Ducaliuc. Șut în blocaj. Seto. Seto, da. E în poziție corectă.